Salutare, bine ați venit pe Cryptois. astăzi voi face o analiză pe Bitcoin, Eagle și Solana, mă voi uita un pic și pe MEX, dar cel mai important, după cum știți, Eagle-ul a fost atacat pe mai, iar s-a întâmplat acest lucru, o să ne uităm un pic pe twitter urile lui Benjamin Mincu să vedem exact ce s-a întâmplat și vă voi rezuma foarte scurt părerea mea, nu pot să intru foarte adânc în detalii, este un subiect destul de complex, vă voi spune ce cred eu în câteva cuvinte, dacă avem motive să ne îngrijorăm sau nu și cam ce s-a întâmplat care sunt update-urile Vă reamintesc să dați un mare like ca de obicei la acest video să ajutăm algoritmul, să mă ajutați pe mine și vă mulțumesc pentru acest lucru. De asemenea, vineri, vinerea aceasta care a trecut a fost o zi istorică pentru canal, a fost primul live de pe acest canal, nu m-a descurcat foarte bine în sensul că nu am reușit să anunț înainte acest live, de aceea nu a venit extrem de multă lume, oricum au fost ceva persoane mai mult decât mă așteptam și vă mulțumesc tuturor care ați fost pe live sau care a revizionat acest video deoarece acesta este scopul lui să rămână și pentru sâmbătă și duminică și de aceea vă spun că acest live de vineri de la ora 6 jumătate maxim 7 va fi făcut constant în fiecare săptămână dacă nu pot o să anunț dar să știți așa ca idee poate unii dintre voi efectiv nu știați de acest lucru la cum am mișcat eu dar live-ul a mers foarte bine mi-a plăcut a fost interacțiune câteva monede de pe chat lucruri interesante de-abia aștept să vină vineri să mai fac un live. Acestea fiind zici să trecem întâi pe Twitter rapid și după aceea la analiză. Bun și suntem pe Twitter la Benjamin Mincu și avem aici Twitter în care menționează că investigează un set de activități suspecte pe Maiar uh, Dex. Sunt pregătiți uh, sunt acolo, încearcă să rezolve situația și uh, ne vor da update-uri cât de repede e posibil. Acesta a fost acum 15 ore, astăzi uh, s-a produs acest lucru și dacă vreți să știți mai multe detalii, vă invit să urmăriți videoul de la CryptoRo. A făcut un video chiar astăzi la uploadat de 30 de minute. O să pun și linkul lui în descriere, noi suntem prieteni și uh, el a vorbit mai multe despre acest subiect. Eu mă voi uita doar rapid pe Twitter și voi trece la analiză. Sunt pe partea aceasta de analiză mai degrabă axat, eu nu pot să-mi dau cu părerea așa foarte rapid despre un subiect așa complex. Au menționat că odată ce vor face această evaluare vor veni și cu o soluție, a menționat Benjamin Mincu, ca de obicei comunică foarte uh, deschis, foarte mult cu noi, un lucru foarte bun și v-am să uităm la ultimul tweet de acum două ore, la fel menționează același lucru că sunt pregătiți, lucrează la această situație, uh, ei fac un progres și se gândesc la un recovery plan, un plan, un plan să îmbunătățească situația. Ce s-a întâmplat pe mai din ce am înțeles eu a fost un drop puternic, e a ajuns la 4-5 dolari, s-a cumpărat foarte mult ca mai apoi să fie dămpuit pe Binance de exemplu, deocamdată prețul se ține sus dar deja avem parte de un risc destul de mare, am înțeles că sunt niște portofele care dețin mult Eagle în momentul de față, o să las linkul și la Twitter în descriere dacă vreți să cercetați mai am anunțit, cam asta este situația pe scurt, din punctul meu de vedere am impresia că vin urși din toate părțile în momentul de față, ce a fost cu Luna, ce este întârzieri cu Solana, la cum se mișcă rețeaua, acum și cu Eagle, parcă vin acești urși peste noi și ei trebuie să ne ținem puternici, eu cred în EGLD pe termen lung, dar pe termen scurt au apărut aceste situații cum au apărut și în trecut și Uh, nu este plăcut deloc. De asemenea, Mexul uh, a suferit uh, o corecție mare. Dacă ne uităm un pic aici, a avut un drop puternic ca mai apoi să își revină, dar a fost o breșe în sistem. Niște băieți deștepți au reușit să facă ceva. Cam asta s-a întâmplat. Momentan încearcă să pună lucrurile la punct, așa că vom trece și pe pe grafic, pe 4 ore, să vedem cum arată acesta, ce riscuri sunt. Graficul se ține ok, 69 în momentul de față, riscurile ar fi ca acel e obținut de anumite persoane să fie dămpuit cât mai repede și să avem parte de un drop masiv în piață, de aceea trebuie să ți cont de analiza tehnică, dar și de ce se întâmplă, trebuie să fii mereu la curent cu ce se întâmplă, menționam oricum și pe analiză că dacă e începe să pună aceste minime din ce în ce mai jos și îl vedeam chiar să pună un minim să atingă zona aceasta de 57 de dolari, Maximele erau la fel în scădere, arăta destul de bere menționam acest lucru. Deocamdată se ține o okay, cheiați în suportul de la 65 de dolari, lucru au, wow, dar suntem foarte, foarte atenți. Până la urmă, eu, având încredere și încă având uh, lichiditate disponibilă pentru ei, gold și în zona de 50 și chiar și mai jos am disponibilă, eu mă voi ține de plan, dacă este să ajungă în zona asta, voi cumpăra, dacă va fi un dump mai mare, voi cumpăra, dacă este să se întâmple ceva, eu mi-am făcut treaba, nu reprezintă peste 5% din portofoliul meu, asta este, dar momentan, într-adevăr, este un risc, trebuie să Stăm foarte atenți la ce se va întâmpla zilele acestea, eu sincer cred că vor reuși ușor, ușor uh, să investigheze și să rezolve această problemă. rsa are parte de un bounce, adică la acest dump au venit cumpărătorii și au ținut e-gold, cel puțin deocamdată pe 4 ore vorbim. Și se află la 34 momentul de față, macd este într-o zonă de nehotărâre, are un cross mai degrabă un pic spre scădere, dar vă reamintesc că ține mult de ce se va întâmpla cu această situație. Nu trebuie să punem așa mare preț în momentul de față pe indicator, dar la ce se întâmplă se ține foarte bine e din punct de vedere al prețului, la ce sperietură ne-a tras, mediile sunt aliniate. 150.21.9 se îndepărtează de nou, este normal la zona aceasta cu VPVR mare, dacă o ține deocamdată arată foarte ok, mare mare atenție la el în următoarea perioadă. De asemenea, mare atenție și pe Max, să vedem ce se întâmplă, a fost acel drop, la fel, eu nu dețin Max, v-am spus despre el, este ok, este mai la început, are un supply mare, deocamdată uh, nu dețin, dar uh, trebuie să fim foarte atenți, să urmărim ce se întâmplă și mă voi uita destul de rapid și pe Bitcoin și pe Solana, să vă spun unde sunt eu hotărât să cumpăr Solana pe Bitcoin, tot așa pe 4 ore, un update care... Vreau să vă reamintească faptul că Bitcoin se ține mai tare după cum vedem în situațiile acestea. Mi-a închis, short a pus o candelă verde, nici nu a mișcat, l-a distrus efectiv. Am jucat ca de obicei cu stop loss, nu am nicio remușcare, dar Bitcoin nu sparge zona asta de rezistență de 31.000 cel puțin în prima fază. Pare că încearcă să se corecteze pe 4 ore, dar Arată o putere de, foarte mare pentru ce se întâmplă în momentul actual în piață, sincer vă spun, mă aștept să se corecteze în continuare, mă aștept să scadă chiar și Bitcoin-ul, să se întoarcă uh, spre zona aceasta, din punctul meu de vedere, poate și găsește un suport mai sus în prima fază la 29.400, ceva de genul acesta, și nu mai uh, testează 28.800 cum credeam eu, fiind uh, destul de bearish la ce se întâmplă un în momentan pe piață Bitcoin nu arată foarte bine. De aceea trebuie să aveți grijă niciodată să nu fiți prea siguri pe poziții, vedeți cum shortul meu nici nu a apucat să miște și a fost închis. în împinge pe 4 ore la 70, nu avem parte de divergență, avem maxime în scădere pe RSI pe 4 ore cel puțin și ne uităm la maxime în scădere și pe preț, nicio divergență, pe minime nu prea se pot trage concluzii, sunt destul de apropiate deocamdată, s-a dus în supravândut pe un termen scurt, Bitcoin nu peste media ultimelor 14 ani de simple moving average, a împins extraordinar pe 4 ore, ceva volum de bai neașteptat, această candelă arată bine, dar cred că ușor, ușor se va corecta și el. Megriul a făcut cross, dar nu prea văd să aibă forță. Cred că se va corecta spre zona aceasta 29.400, dar oricum nu prea, nu prea să-i reproșez. Bitcoin-ului e din nou foarte, foarte puternic. Avem VPVR chiar înspre zonele acestea spar și zone importante de VPVR printr-o singură candelă pe 4 ore a depășit mediile, rulează peste medii momentan, a trecut de blocul acesta de VPBR și aici și de aceea mă aștept poate să țină zona aceasta, nu mai spun dacă a reușit să țină media ultimelor 21 de candele pe 4 ore cel puțin aici unde avem VPBR ar fi extrem de bullish și ar începe să arate un pic de trend ascendent pe un termen scurt ceva de genul acesta dacă ar ține 21 sau chiar 50. Ar fi wow, mi se pare oricum wow ce reușește Bitcoinul la ce se întâmplă momentan în piață rămâne de văzut oricum ce se va întâmpla. Și închei cu Solana, deoarece și aceasta este băgată în panică, ne gândim dacă e Terra Luna 2 Solana și am acumulat ceva Solana în zona de 45, însă nu m-am grăbit foarte mult, am uh, menționat eu că am un target între ghilimele cam simțit la 22 de dolari, în sensul că părea cam jos, dar nu mi se mai pare așa ne simțit la ce se întâmplă pe piață, de aceea vă zic fiți greedy, fiți la compuneți targetul jos când vorbim deja despre aproape un bear market destul de urât că la tot ce se întâmplă parcă pare să vină cum nu se anticipa că ar putea să vină chiar în halul acesta, adică se aștepta lumea la un bear market dar chiar așa să vină cu toate aceste știri negative, eu menționam că nu prea poate să vină un bear market frumos. O să vină niște chestii care chiar să ne sperie, nu așa că scad toate și cumpărăm. Uitați, luna PAC închisă, pe Eagle s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pe Solana se întâmplă ce se întâmplă. Vorbim de monede din top 10, cum a fost luna top 50, adică nu despre niște monede necunoscute la 22 este primul meu target unde nu o să intru foarte mult 10-20% maxim sunt la acum în momentul de față și targetez zone de sub 10 dolari de ce nu în acest bear market agresiv care ar putea să vină se cam anunță la cum arată lucrurile dacă nu anul acesta poate la anul să nu credeți că am scăpat dacă trece anul și ne menținem cât de cât vara cu ceva interes prin zonele acestea și Luna, uh, luna, și eu am rămas cu luna, Solana, 90 dolari, de ce nu, față de topul de 230, nici nu vreau să mă gândesc cine a acumulat poate mai mult decât poate, poate un pic greșit în zonele acestea. Prin uh, ce poate să treacă, cam asta se întâmplă pe crypto, putea să vină acest uh, ciclu și pare că se confirmă spre un adevărat bear rsi suntem pe daily la 40, nu mai poate să împingă în zona taurilor de ceva timp, este normal. Mengriul însă arată frunșel pe daily cu acest cross confirmat din partea de jos a histogramei, trecem repede pe verde, se îndepărtează în linia de semnal față de linia de MACD, nu arată rău deloc macd -ul. prețul nu împinge așa mult însă pe daily, un pic, a doua candelă arată decent, deci deocamdată pe uh, Solana pare că împingem un pic, dar nu avem forță. Volumul nu este aici, desigur a fost și weekendul. Avem uh, volum sub media ultimelor 20 de zile. Nu cred că vorbim de ceva spectaculos pe Solana. Ne uităm și pe Medi și pe VPVR. Mă aștept să testeze 22 de dolari adică sunt pregătit într-un fel avem VPVR important în zona aceasta dacă pierdem zona aceasta e grav și lucrurile nu arată așa bine 150-21-9 aliniate se chinuie pe la media ultimelor 9 zile vedem că nu a mai depășit-o pe acest trend berici de ceva timp poate chiar o rejectare de la 21 cu VPVR mare de aici cred că revin și pe Solana pe un short nu mi-e și pe Bitcoin am mai pus unul pe Atom Uh, le prezint pe patron, cred că o să pun și pe Solana, momentan nu pot să joc long, nu îmi permit deoarece avem un trend bearish de câteva luni și eu joc numai short, chiar dacă nu este toate, unele au ieșit, dar uh, așa am eu gândirea în momentul de față. Cam asta a fost pentru astăzi, îți mulțumesc că m-ai urmărit, nu uita și de like, noi ne auzim data viitoare. Salut!